Cam cât de rău ar putea să se prăbușească piața imobiliară? În mod evident, este doar o presupunere de-a mea, nu înseamnă că ceea ce spun eu așa va fi. Nimeni nu știe cum va fi, însă trebuie să luăm în considerare și faptul că banii s-au depreciat destul de mult. Din 2008 până în 2022, leul și-a pierdut aproximativ 50% din puterea de cumpărare prin inflație. Așadar, cu greu să vedem noi niște scăderi atât de dramatice pe piața imobiliară, însă unii specialiști spun că pot scădea imobilele între 30 și 40%, poate chiar până la 50-60% dacă ne referim la cine știe ce construcții, în ce zone nedorite, necăutate de nimeni de slabă calitate, cu probleme și așa mai departe. Clădirile făcute cu cap în zone bune vor avea o depreciere mai mică. Dar cred că o medie pe zona asta va fi între 30 și 40%, sau cu alte cuvinte, o să se ducă undeva pe la zonele 2016-2018 la prețuri. Chiar sub 2018 cam greu să se ducă, pentru că, repet, sunt niște costuri la materiale foarte mari. Oamenii cer mai mulți bani salariu, banii nu mai au aceeași putere de cumpărare și nu prea avem cum să vedem noi într-o zonă cheie, într-un oraș important, o scădere de peste 50% la piața imobiliară. Adică astea sunt vise. S-ar putea să scadă brusc, temporar, dacă o să fie în masă o lichidare făcută de bănci, executări făcute de bănci, o să fie brusc piața invadată de o masă destul de mare de locuințe, apartamente care au fost cumpărate cu credit, și banca o să caute cu disperare cumpărători. Dacă vor fi prea multe brusc pe piață, s-ar putea să fie temporar niște oferte destul de bune. Dar pe termen lung, nu știu dacă o să vedem scăderi mai mari de 40%. Cele mai puțin afectate clădiri vor fi cele din zonele centrale din capitale, din orașele cu mult trafic, Cluj, București și alte orașe în zona de centru, Sibiu, Brașov, Constanța, Timișoara, Iași, în zonele centrale, nu cred că vor scădea atât de agresiv. Pentru că toți vor în centru, toți vor într-un oraș mare, vin inclusiv străini și... Îți că una e să iei apartament cu 100.000 de, de euro în Vâlcea și alta e să ai un apartament sau studio sau ceva de 100.000 de, de euro în București aproape de centru, dacă găsești la prețul ăla. Automat ăla care este aproape de centru Bucureștiului va fi mai puțin afectat de această scădere decât un apartament oarecare în Vâlcea, unde nu este niciun fel de industrie, nu sunt foarte mulți turiști, nu este o zonă foarte vizitată, nu sunt foarte multe mașini, nu e nimic. Adică contează foarte mult zona dacă nu chiar cel mai mult contează zona. Având în vedere că avem fiat currency, adică avem uh, leu, dolari, euro care nu sunt indexate la nimic, traiectoria este către devalorizare continuă. Asta înseamnă că nu o să mai vedem anumite prețuri care au fost cândva în trecut. Dacă în 2000, nici ce în 2000, 2001, 2002, prin bălce erau apartamente la vânzare cu câteva mii de dolari, în niciun caz nu o să mai vedem noi apartamente la vânzare cu câteva mii de dolari sau o mașină cu câteva mii de dolari, o mașină nouă cum erau prin 1960 1970 O să vedem o degradare a banilor în mod continuu, iar imobiliarele sunt un aset fizic care s-a dovedit a fi foarte bun pe termen lung pentru conservarea averii dar și pentru cash flow pentru chirii. Dar din nou, depinde de zonă, suprafață și de destinația imobilului. Cu toate acestea, eu sunt de părere că, ținând cont ce am studiat până în prezent, am avut inflație, o să avem o deflație, adică o să vină recesiunea, după care băncile vor stimula economia și după care toate aceste lucruri care au scăzut își vor continua traiectoria de creștere, de fapt de creștere, să-și țină valoarea constantă, dar banii se vor deprecia și mai rău. Eu sunt absolut convins că vor veni în continuare noi printări de bani, noi deprecieri ale valutelor, aleului, euro, dolar, lire, tot ce vrei tu. Asta dacă nu cumva se gândesc să vină cu o soluție mult mai bună pentru stabilitatea financiară a acestor monede care acum sunt fiat. Să lege dolarul de aur, să vină cu ceva, un reserve currency, cu un reserve asset de fapt. Deci cam asta cred eu că se va întâmpla. Uite că o să țin amintire clipul ăsta și o să, o să revizitez mai târziu. Deci o să vedem o prăbușire corecție, foame, panică, scăderi, 30, 40, poate 50% în anumite zone, dar mi greu să cred. Iar aceste scăderi vor fi destul de short-lived, temporare, până când piața va fi din nou stimulată de către băncile centrale și vom merge după aia la stele cu prețurile. Chiar să vedem o inflație mare sau hiperinflație pentru că aceste lucruri s-au mai întâmplat în istorie. Inflation, deflation, hyperinflation. Noi acum suntem în inflation, o să mergem pe deflation și după aia mergem pe hyperinflation. Pentru că putem printa bani, nu este indexată la aur, nu avem un asset să se lege de bani, în mod direct avem fiat currencies și toate fiat currencies se duc către zero. Dovedi de-a lungul timpului, absolut toate fără excepție. Doar că o să dureze ceva mai mult până se va întâmpla la dolar. Nu știu dacă o să prindem noi sau eu să se ducă darul chiar la zero, însă cu siguranță se va deprecia în continuare. Așadar, dacă ai o clădire sau un apartament sau un spațiu în centrul Bucureștiului sau în centru unui oraș foarte mare. Eu aș sta liniștit, mi-aș vedea de treabă. De asta am și cumpărat o garsonieră în zona centrală a Bucureștiului, în piața romană, pentru că e piața romană și pentru că acolo e ase. E la un minut de metrou. E la o stație de Victorie, e la o stație de Universitate, de Centru Vechi, e la două stații de Piața Unirii. Ești aproape de cam orice în zona respectivă. E o suprafață mică, ușor de întreținut și acolo mereu se vor găsi oameni care vor dori să stea. Fie că e criză, fie că nu e criză, ajustă în prețul, dar și se va găsi. Pentru că zona este de interes major. Așa că dacă ai o astfel de proprietate într-o zonă cheie, eu nu aș sta liniștit. Mi-aș face probleme dacă tocmai mi-am făcut credit să-mi cumpăr o garsonieră pe câmp la Meritare Residence care nici măcar nu, nu e finalizată construcția și vine ce vine. Oia ar trebui să-și pun o semn de întrebare și nu doar eu. dar cei care au proprietăți în zone cheie, că sunt noi, că sunt vechi, că sunt chiriate, chiriași solid. Am văzut de curând un spațiu de vânzare, nu mai știu prin ce zonă în București, 80 de metri, 260.000 de euro. Chiriaș era o farmacie cu contract pe încă. 5 ani, 10 ani, chirie 1500 de euro pe lună, care se poate ajusta cu inflația, din câte știu eu, se poate face asta legal. Deci, nu mi-aș bate cap. Ce mă interesează pe mine că se duce prețul la cea proprietate, nu mai dă nimeni pe ea 180.000. Dacă eu produc chirie 1500 de euro, o las acolo mult și bine, produc cash flow, nu mă interesează subiectul. E un spațiu mic, e într-o zonă centrală, am chiria și farmacie. Farmacia va merge indiferent că e criză sau nu. Omul o să-și vândă mașina, își vinde laptopul, își vinde aurul, își vinde ce mai are prin casă, ca să-și cumpere medicamente ca să se trateze. Dacă ai un spațiu unde stă o farmacie, nici nu m-ar interesa subiectul criză. Am chiriaj, da. Am contact, da. La mulți ani. Că vor fi și ele ușor afectate, da. Dar poate doar pe termen scurt. Sau pleacă, ăla vine, altă farmacie. E o zonă pietonală intensă, sunt foarte multe activități care sunt pretabile inclusiv pe timp de criză. Deci contează foarte mult ce proprietăți ai, unde le ai, dacă sunt cu credit, dacă nu sunt cu credit, dacă vei să ai o depreciere cât mai mică în momentul în care vine o prăbușire din asta imobiliară. Va veni cu siguranță pentru că s-a construit haotic, populația României este în scădere, construcțiile sunt în creștere, deci cumva se va face un mismatch și acest mismatch va duce la o prăbușire pe piața imobiliară. Dar pe termen lung, totuși consider că dacă ai făcut o investiție imobiliară bună, într-o zonă bună, pe termen lung, ai de câștigat. Mai ales dacă n-ai credit și în să scrie. Vom vedea, nimeni nu știe răspunsul exact, cam asta este părerea mea, din nou repet, este doar o părere, dar o să stau pe spate, o să privesc cu atenție și o să mai comentăm pe parcurs. Ne vedem în următoarele episoade.